A 21-a ediție a zilelor orașului Sein, cetatea Zinir, va avea loc în intervalul 14-15 iulie. Ca și în ceilalți ani, în program sunt trecute numeroase manifestări culturale, artistice și sportive. Vom începe dimineață, sâmbătă, cu un meci de fotbal care a devenit tradițional între profesori și primărie. După care, în paralel la un restaurant din localitate, se organizează un concurs de șah, care și el este la vreo 20-a ediție, dacă nu mă înșel. Chiar s-au înscris în acest an foarte mulți participanți, în jur de 12. La sala de sport Gelu Cărăbăț, tot în paralel, se vor desfășura campionatul de handbal și, de asemenea, ca o noutate, începând cu, asta este a treia ediție, de 3 ani, avem și campionatul de tenis de câmp. La ora 16:30, la Galeria de Artă a Casei de Cultură Sein, va avea loc vernisajul expoziției de pictură Nicolae Pop, 80 de ani, expoziție aniversară. Iar la ora 17:30, lansarea de carte a Ioanei Olandra Cadar, Transcendent. La ora 20, la Monumentul Eroilor, vor fi depuse coroane și tot în cursul serii va avea loc parada și deschiderea oficială a evenimentului. Alături de locuitorii orașului vor fi și invitații administrației locale și artiștii care vor cânta pentru seineni. O să avem invitați din 4 țări în acest an în orașul Sein, orașele înfrățite, respectiv Șarvar și Nirmedeș din Ungaria. O să avem de la Caluș din Ucraina, din Pietra Melara din Italia și de asemenea din Republica Moldova, care este ultimul acord de înfrățire care l-am făcut cu un orășel din Moldova. Vor urca pe scena din Sein, artiști de renume, pe lângă tinere talente seinene, pe lângă ansamblu Transilvania, pe lângă trupa de rock și o altă trupă din Sein, vor urca și mari artiști care și-au dorit seineni în acest an, Lora, The Motors, Talisman și Voltaj. Duminică este programat un regal folcloric, dar și festivitatea de premiere a sportivilor. Maramureșenii, indiferent de zona din care sunt așteptați să petreacă alături de seineni.